În Evanghelia după Matei, la capitolul 5, versetele 43 și 44, se găsesc următoarele cuvinte rostite de Domnul Iisus. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Aceste versete și cele care urmează alcătuiesc una dintre cele mai frumoase părți ale Evangheliei. Ați auzit că s-a zis. Se referă la Cartea Leviticul, capitolul 19, cu versetul 18, care spune să nu te răzbuni și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. Această dragoste față de aproapele se limita în vremea aceea doar la copiii lui Israel și la străinii care locuiau printre ei. Tora și Vechiul Testament nu conțin niciuna dintre ele precepte și recomandări cu privire la iubirea dușmanilor, nici porunci de a-i urâ sau detesta. În predica de pe munte, Iisus condamnă formalismul, adeziunea orbească a fariseilor față de litera legii. Prin ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun, Iisus înlocuiește aparatul de fotografiat al moralei fariseice, care captează doar exteriorul, cu aparatul de radiografiat al Duhului Sfânt, care vede, descoperă și judecă interiorul, adică inima. Legea talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, care fusese dată pentru a reglementa răzbunarea și a pune limite răului, Iisus îi opune principiul activ al non-violenței, care constă în a deschide conștiința altuia, a lăsa să pătrundă acolo o rază de lumină, a nu reacționa prin forță, ci prin Duhul Sfânt, care să învețe, să mustre, să îndrepte, cum spune Apostolul Pavel. Iar în mod practic constă în a întoarce și celălalt obraz, a oferi și haina când ți s-a luat deja cămașa, a căra o povară de două ori mai mare decât ai fost obligat să o faci. În contextul eticii relațiilor interpersonale, Iisus depășește de departe limitele impuse de morala rabinică, dar și pe cea creștină, prin învățătura iubirii dușmanilor. Învățătură ce ne îndeamnă să ținem cont de principiile sfinte, care ne ajută să fim umpluți de dragostea divină și nu de resentimente trecătoare. Domnul știe că nu putem fi credincioși autentici și în același timp să avem inimile pline de ură, chiar dacă există motive care să o justifice. Independent de dorința lor de a se schimba sau nu, când ne rugăm pentru dușmani, ura și ranchiuna dispar din inima noastră, iar atunci primim pace. Haideți să ne rugăm astăzi pentru cei care ne-au rănit și poate ne-au provocat suferință. Haideți să-i spunem lui Dumnezeu, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac, după cum Mântuitorul însuși a spus.